Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit la rețetele mele dragi! Eu sunt Dia și mă bucur să vă am și astăzi alături pentru rețeta zilei. Haideți să vedem despre ce deliciu discutăm astăzi. Întâi vom vedea ingredientele și apoi cum îl preparăm. Astăzi vă propun să încercăm împreună o salată de crudități cu ton și avocado, o rețetă super rapidă și delicioasă, ce va fi gata în maxim 15 minute. Iar acum, haideți să vedem ingredientele de care voi avea nevoie și cum o pregătim. Pentru această rețetă voi avea nevoie de un morcov și o țelină medie. Eu am aici două bucăți de țelină pe care le-am tăiat dintr-o rădăcină mai mare. Tonul dintr-o conservă, bine scurs, aici am 140 de grame de ton. Un avocado mai mare sau două mai micuțe. Cam o lingură de ulei de măsline. Seamă de lămâie proaspăt stoarsă, după gust, sare și piper. Pentru început voi curăța morcovul, iar apoi voi da prin răzătoare ambele rădăcinoase. Iar acum le voi adăuga în bol împreună cu tonul prevăzut în rețetă și avocado tăiat cu bulețe. Acum nu mai rămâne decât să adaug restul de ingrediente, adică zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare și piper, să amestec. Și salata este gata. Pentru servire voi manta salata în acest inel de inox, care vine în set cu această tăviță și capacul de împingere. Acest set este similar cu cel pe care l-am folosit la salata de bulguri cu legume, cu diferența că acela era pătrat. Voi așeza inelul de inox pe această tăviță. Aici montez salata, iar cu capacul voi ajuta la presarea ei și acesta mă va ajuta să scot salata frumos din inel. Salata mea este gata montată, iar cu ajutorul acestei tăvițe de suport, voi putea să ridic salata și să o așez pe platou. Aceasta este salata mea de crudități cu ton și avocado. După cum ați văzut, se prepară foarte rapid și foarte ușor, fiind de asemenea și foarte versatilă. Ea poate fi servită atât pe post de aperitiv festiv, cât și în diferite sandvișuri, în zile obișnuite sau chiar la picnic.
Acestea fiind spuse, eu vă încurajez să încercați și voi această rețetă și abia aștept să-mi spuneți cum vi se pare. Până atunci, eu vă urez poftă bună și vă aștept cu drag la rețeta următoare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu culinar pentru a fi la curent cu toate rețetele mele în timp real. La revedere!